carburanții se ieftinesc în continuare. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noi prețuri plafon la benzină și motorină pentru perioada 17-19 august. Astfel, un litru de benzină A95 va fi comercializat cu 24 de lei și 9 bani cu 4 bani mai puțin. Totodată, motorina standard va fi vândută la stațiile PECO din țară cu un preț maxim de 20 de lei și 33 de bani pentru un litru, ieftinindu-se cu 2 bani. Prin urmare, în ultimele 6 săptămâni de depreciere a prețurilor, motorina standard s-a ieftinit cu 1 leu și 64 de bani per litru, iar benzina A95 și 5 cu 1 leu și 20 de bani per litru. În rezultatul scăderilor continue din ultimele 6 săptămâni, prețul la motorină înregistrează un nou minim absolut pentru anul curent. Mai mult, pentru ultima dată, un preț similar la motorină a fost înregistrat în luna iulie a anului trecut. Prețul la benzină, de asemenea, a înregistrat o scădere constantă în ultima perioadă, apropiindu-se tot mai mult de nivelul minim din acest an.